Angajații Spitalului de Urgență din Petroșani nu vor fi plătiți 100% pentru sâmbetele și duminicile lucrate. Decizia a fost luată după ce au fost consultate cadrele medicale. Dacă s-ar fi aplicat creșterea salarială, atunci conducerea unității medicale ar fi trebuit să recurgă la restructurarea personalului. Din punct de vedere al Spitalului de Urgență Petroșani, sâmbetele și duminicile lucrate de personalul nostru reprezintă undeva la 1,5 miliarde în bani vechi. La ora actuală se plătește undeva pe la 800-900 de milioane, având în vedere că plătim 16 ore la fiecare angajat din cadrul sâmbetelor și duminicilor lucrate, iar ce este peste cele 16 ore le compensăm cu timp liber. Am luat această decizie pentru a ne încadra în bugetul pe care îl avem. Am avut acele consultări cu salariații în cursul a două săptămâni precedente și decizia care am luat-o cel puțin până la ora actuală este de a merge în continuare în același mod pentru a nu fi obligat să recurgem la măsuri de restructurare. În momentul de față, la unitatea medicală din Petroșani sunt angajate aproape 900 de persoane. Restructurarea nu ar fi posibilă dacă se ia în considerare funcționarea normală a spitalului, însă, potrivit legilor, orice este posibil. Având în vedere că spitalul are 860 de angajați, avem de unde restructura. Dacă ne referim la nevoile spitalului pentru a funcționa în condiții normale, în mod normal, nu avem de unde restructura. Necazul este că problema nu se mai pune de mult, așa decât în momentul în care, în cazul unui accident, a se vedea maternitatea Giulești. Abia atunci, ministerul își aduce aminte de normativele de personal și de faptul că există un minim de personal sub care n-ai voie să cobori. În rest, modul de punere a problemei este, ăsta vă este bugetul, vă descurcați. Ministerul Sănătății a luat decizia de a reduce numărul de paturi din unitățile medicale. Problema este că vor fi reduse numărul de paturi care au contract cu casele de asigurări de sănătate, respectiv acele paturi pentru care există buget. La ora actuală, Spitalul de Urgență Petroșani, din cele 657 de paturi pe care le avem în structura spitalului, în contract cu casa sunt 551. Cele 551 de paturi duc, dacă vreți, în spate personalul aferent celor 657 de paturi. Dacă la contractare ministerul mai reduce acest număr de paturi, vom vedea ce facem. Există două variante. Una dintre variante este aceea prevăzută de contractul colectiv pe ramură sanitară, unde sunt o serie întreagă de criterii în baza cărora se face selecția persoanelor care pot fi disponibilizate. Și mai există varianta, să-i spun, profesională, a unui examen cu toți angajații pe fiecare secție și cei care nu se califică rămân deoparte. Până la aprobarea noului buget pentru Spitalul de Urgență din Petroșani, nu vor fi plătite sâmbetele și duminicile prestate de angajați cu sporul de 100%. După ce acest contract va fi aprobat, se va reanaliza situația.